Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Lucea Sturza Bulandra din București. În distribuție Gina Patrichi, Ion Caramitru, Ileana Predescu, Ion Besoiu, Mariana Buriană, Mirela Gorea, Zoe Muscan, Mihaela Gagiu. Regie artistică Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Puican. Acum câteva zile s-a așezat să-și ia prânzul, uitând să scoată pălăria. Dar că ieri s-a apucat să mănânce supa cu furculița. Cum supa cu furculița? Uite așa, supa cu furculița, tantișura. Cu pălăria pe cap. Cu figură, frate, bine, Mirevici, au supă. Vă dați seama, cap de familie în vârstă de 45 de ani. Iar joi stăteam fotoliu și foarte concentrat răsfoia o revistă pe care o ținea pe dos. Da, da, asta, el era convins că citește ceva. E, probabil că este preocupat de ceva Lubov Gheorghievna. Tot timpul gândește, gândește neîncetat, doar e profesor, nu? Gândul lui este tot timpul la galaxii, nu? Și galaxiile sunt, adică au. Da. Au dimensiuni fantastice. Așa. Chiar acum câteva zile îmi spunea că o rază de lumină are nevoie de aproape 100.000 de ani. Exact, 100.000 de ani. 100.000 de ani ca să străbată galaxiile. Cum mai pot să fii în condițiile astea cu picioarele pe pământ pentru mine? E foarte limpede. Eu cred că îi putem trece cu vederea toate astea. Cu atât mai mult cu cât este un om care ține foarte mult la familia lui. De câte ori vă văd cum trăiți, pur și simplu vă invidiez. Nu știu cine mi-a grăzit seama asemenea vecini. Păi, tătișura, păi te las, ai spune mai bine cum te-a vindecat mama. Da, da, Kira, m-a vindecat. Da, dar și Sofia Vasilievna înseamnă foarte mult pentru mine. Când ți se face lehamite de viață, e de ajuns să o privești, să stai de vorbă cu ea și prinzi din nou puteri, să o iei de la început cu necazurile. Știe să-ți dea curaj. Ești prea credulă, Șurăcica. Oricine te poate păcăli. No, vine tata, sunt curioasă să văd ce trăznaie mai face azi. Să ruzi mâna. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Ce vă face să râdeți așa? Nu s-a întâmplat nimic. Ce oameni ciudați. Apă minerală avem? Nu. Caută în frigider, Volodea. Frigider? Luba. Da. Luba, aș vrea să stăm de vorbă. Da. Despre ce, dragă? A sosit poșta. Mamă, draga mea mamă. Oh, dar ce cu accesul ăsta de tandrețe, estimate domn? Uite, e pentru tine, tata. Da. Kira. Kira, cât fals. Cum nu se poate mai inoportun. Dar ce e? Ce s-a întâmplat? Uite, e de la unchiul Ionea. Scrisoarea, uite. Citește-o și tu. Cu voce tare, te rog. Dragă nepoate, n-am reușit să ajung la tine, cu toate că m-ai tot invitat. În schimb, fiul meu pleacă la Leningrad și dacă nu va găsi loc la hotel, da? Fii bun, de-l găzduiește. Aha. Da. Tu nu l-ai văzut decât întreagăt? E un om destul de ciudat. Dacă se descurcă cu hotelul, probabil că nici nu o să-ți calce pragul. E din aluatul tinerilor de azi. Adică, în ceea ce mă privește, nu mai sunt bun de nimic. Frate meu, marele Zahar, e mai mult decât înfloritor. Îți doresc sănătate
Unchiul Leonea. Ai văzut? Cum nu se poate mai inoportun. Da. Dar de ce? De ce e inoportun? N-am mai avut oaspeți de numai țuminte. Am început să le simțim lipsa. O să-i pregătim culcușul în fosta camera copiilor. Da, e foarte bine. Vine un tânăr din capitală. Chira noastră o să aibă o companie plăcută. E foarte bine. Atunci să profităm de faptul că un tânăr din capitală sosește la rudele sale sărace din provincie. E, las. Dacă e să ne luăm după scrisoare, e limpede că dragul nostru Leonea nu are o părere prea bună despre feciorul lui. Pe mine lucrul ăsta nu mă sperie bunico, din potrivă. Dacă e o pușlama simpatică, o să fie și la noi mai vesel. Păi n-avem și noi omul nostru care înfunecă macaroanele cu pălăria pe cap. Dragii mei, trebuie să vă părăsesc. Trebuie să vă duc la restaurantul meu azi vineri și o să avem o seară veselă. La revedere. La revedere, la revedere, la revedere, la revedere, la revedere. Ce e cu tine, Volodea? Dar ce-am făcut? Păi uite-te și tu. Ai presărat covorul cu hârtiuțe mici albe. Oh, iartă-mă, iartă-mă. Ați face mai bine dacă n-ați mai râde așa fără rost tot timpul. Dar ce e cu tine, Volodea? Luba, Luba, trebuie să spun ceva. Trebuie să-ți spun neapărat ceva. Da. Chira, lasă-ne, te rog, singuri. Bine. Ba, nu, 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 rămâi, mai bine rămâi. Rămâi și tu, mamă. Luba, trebuie să ne despărțim. Luba, eu iubesc altă femeie. Lasă-mă, hai, Foluda. Ce înseamnă asta? Că nu pricep, nu înțeleg nimic. O glumă proastă. Ei, na, Foluda, nu poate să fie adevărat. Nu trebuie să fie adevărat. Sunt de aceeași părere. Vă rog să mă iertați. Și ce-ai de făcut? Nu știu. Să fie cum spui tu. Cât mai repede. Ce? Pleacă de aici. Să pleci de aici, pleacă! Mă duc la mine în birou. A nebunit. Las că-i trece. Nimic. Nu e întâmplător. Nu există nimic întâmplător. Acum am înțeles. La asta se gândea el tot timpul, mama. Că sunt 22 de ani. Și timpul ăsta nu s-a uitat odată, odată la altă fată. Nu-i crezut. Au sosit, au sosit, au sosit oaspeții noștri. Au venit cu o mașină grozavă. I-am rugat să aștepte. Haide, Kira. Kira, s-a întâmplat ceva, Liubov Gheorghevna? Nu, 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 Șura. Nu, nu, nimic, nimic. Dar eu n-am să rezist. Kira. Da, mama. Kira, te ocupi tu de... Da, da. Te cheamă la aici, tanti Șura. Uite chiar acum. Crezi că e ceva serios? Bunico, rămânem doar cu mama. Mă duc la Luba. Mă duc să încerc să o liniștesc. Ah, Kira! Vrei să-l primești tu pe oaspetele nepoftit? Da, da. Și nici păsărelele nu mai cântă. De ce oare? Kira Vladimirovna? Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Dă-mi voie să mă prezint. Sunt Denis Leonidovici din Moscova, vărul tatălui dumitale. Adică unchiul tău de-al doilea. Dacă scrisoarea mea a ajuns la timp, atunci probabil că știi că sunt în căutarea unui acoperiș. Nici la Europa, nici la Astoria nu ne-am găsit. Mi-au promis ei ceva, dar așa fel să nu fac prea mari speranțe. Palavre. Într-un oraș de provincie ca al nostru, nu e așa de ușor să găsești un loc la un hotel. Mi-am dat seama. Așadar, pot să contez pe ospitalitatea voastră? După câte știu, părinții au rezolvat problema în favoarea dumitale. Bun. Poftim, luați loc. Arăți bine, nepoată. Da, mi s-a mai spus. Da? Ia, vorbește-mi ceva despre tine. Am 21 de ani. Bun. Sunt studentă la sociologie. Și nu sunt îndrăgostită de nimeni. Oh, să sperăm că fenomenul e trecător. Dar uite, pentru că veni vorba, să-ți prezint pe însoțitoarea mea. O cheamă Asenka. Îmi pare bine. Pe scurt, relațiile dintre noi s-ar putea caracteriza cam în felul următor. Atitudinea unuia față de celălalt este încă așa cum se cuvine. Bravo. Spune mai degrabă, Peșlau, că sunt într-un fel logodnică. Da. Acum înțelegi ce pretinde că această dragă lașă fată? Părinții, să acasă!
Da. Tata, din păcate, nu se simte prea bine. Mama a fost și ea foarte ocupată. Am să mă duc chiar acum să-i anunț. Și zi așa, asta, logodnică. Față de membrii familiei trebuie să apărăm oameni întregi. Demni, vulpoiule. Dar n-am înțeles încă de dimineață ce și cum. Da, și ce ai fi vrut să spun? Trebuia să folosim o variantă camping. Haide, la hotel tot nu ne-ar primi așa cum suntem, în doi. Ai zău, fi băiat bun. N-am fost niciodată la Leningrad și încă cu mașina. Și pe urmă de ce să nu menajăm susceptibilitățile rudelor? Lasă, ia mâna de vorbire. Dar ce ai? Ce te-ai bosumflat așa? Ți-a crezut cu trognă poata de rangul 2? În hațo. Pare să fie încă novice. La urma urmei s-a repetat întâmplarea de ieri. N-ai uitat-o. Ba chiar îmi vine să plâng. Ba mai bine să râdem, că tot nu avem altceva mai bun de făcut. Denis, bună ziua, Denis. Bună ziua. Nu știu, parcă s-a mințit. S-am plecat aseară din Moscova și n-am luat mâna de pe volan toată noaptea. Probabil că ești foarte obosit. O să trebuiască să te odihnești. Camera va fi gata imediat. Kira, tu-l vezi pe omul ăsta? Nu l-am văzut de 22 de ani. Adică de la nunta mea. Volodea a ținut neapărat să mă prezinte rudelor sale din Moscova. Kira era pe atunci în stare de proiect, iar dumneata, Denis, atâta erai, nu împlinisești încă 6 ani. Ți-mi minte că în ziua aceea aveai o durere cumplită de dinți și că răcneai, inundând casa cu lacrimile dumitale. Am plâns chiar așa de amarnic? Ce tragedie! Ce vârstă aveți? Întrebare mai puțin obișnuită. Am 44 de ani. Încerc să mă aduc aminte și nu reușesc. V-am mai văzut undeva? Nu ne-am văzut nicăieri. Chiar așa? În sfârșit, mă simt prost, mi-e jenă, Liubov Gheorghevna. Să primești musafir în vremurile noastre nu chiar așa de plăcut. Încerc să obțin ceva la Europa sau la Astoria. Hai, saltă-ți mă. Stai, Denis. Noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Și dacă o singură cameră vă e suficient? Sigur. Față de membrii familiei n-avem nimic de ascuns. Denis și cu mine suntem prieteni apropiați. Pe frumoasa asta o cheamă Asenka și o singură cameră este exact ceea ce ne trebuie. Această logodnică mea e o pasionată. În tinerețea ei a scris o dizertație despre baladele populare. În timpul liber cântă și la mandoline, dar baladele populare au rămas pasiunea ei. Și pasiunea dumitale care e? Adică, de fapt, cu ce te ocupi? Duc o viață ușoară. Mai precis? Spun bancuri. Denis. Bună ziua. Bună ziua. Nu ne-am văzut de mult. Vă spun eu, mai precis de 8 ani. Da, 8. Dar parcă ne tutuiam pe vremuri. Și vreți să continuăm? De ce nu? Ce mai e nou pe la voi? E, la noi totul e în ordine. Toți trăiesc. Da. Bună. Dar-ți mai amintești cum ne-am cunoscut? Ai plâns toată ziua fără să te oprești. Era și normal, mă dureau dinții. Ploua, spuneam bancuri, beam șampanie. Unchiul Zahar nu mai termina cu urările. Ce zi veselă! Tu te mai aduci aminte, Vorodean? Bineînțeles. Știi că pe atunci aveam toată viața înaintea noastră. Știi, Denis, la noi în familie au intervenit acum unele complicații. Aliuba, în noua situație, prezența lui Denis e oportună, lucrurile doar s-au mai schimbat, eu v-a trebuit. Spun că s-au schimbat, dragul meu, dar nu în așa măsură încât să lași pe vărul tău fără adăpost. Denis, noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Te-am așteptat cu plăcere. Da. Că n-au apărut.
Păstrez samovarul pentru ei. E 11. S-a întunecat de-a binelea. S-au dus. Nopțile noastre albe. Nopțile albe. E și ceva rău în acest fenomen ciudat de la noi. Și mama... Mama cântă la chitară. Bunicu, e tare greu. Vorba asta o ai din copilărie. De fapt, încă nu s-a întâmplat nimic. Câte nu mai pot surveni? Nu. Să nu ne amăgim, cum a hotărât așa o să fie. E un om minunat. Dar încăpățânat. Spune, și în copilărie tot așa era? Încă de la vârsta de 3 ani nu puteai să-l scoți din ale lui. Îi plăcea să o șteargă noaptea din casă. Se așeza în grădină pe iarbă și contempla cerul înstelat. Avea o vorbă. Lăsați-mă în pace, nu vedeți că sunt ocupat. Puternică personalitate. Oare... Oare îl mai iubesc? Îl iubești și încă mult, cu disperare, micuța mea. De multă vreme nu mai sunt micuță, bunicu. Și mai ales de câteva ceasuri. De ce nu se întoarce tata? O fi ocupat. Ha, ocupat? Ce înțeles are acum acest cuvânt? Ai rămas un copil răutăcios, foarte puțin pregătit pentru viață. Da? Da. Atunci mai bine, bunicuță scumpă, să ne gândim cât de greu o să-ți fie ție să te obișnuiești cu noua familie a iubitului tău fiu. Ce-ți trece prin minte? O să se pună și problema mutării tale într-o nouă locuință, nu? Mama, cânti romanțe? Da. Mi-am amintit o romanță de demult, pe care o cântam cu mama pe 2 voci. Nu cu mult timp înainte ca ea să moară. Tare îi plăcea să cânte. Îți mai aduce aminte? Da. Cânta foarte frumos mama ta. Îți mergea la inimă. Ah. Da, ia, ia-i numai aproape. Cu ce te-ai îmbrăcat? Ei, mă duc la un bal. Ești foarte elegantă și foarte frumoasă. Da, o jumătate de oră am stat în fața oglinzii. După părerea mea, te cam umilești. Achira, vorbești prostii. Volodea a anunțat că vine la 10:30. Și atunci să încheiem socotelile. Ce faci? Îți arde de glumă? Zic, cu asta îmi ridică moralul. Povestea asta nu mi se pare verosimilă. Intrușii s-au întors? Nu. S-or fi aranjat la un hotel. Ciudați oameni. Moscoviți. De fapt nu prea am elemente după care să-i judec. I-am văzut numai de la fereastră. Să știi că e drăguță, dar e o gâsculiță. Iar el e tipul playboy. Aparține nonconformiștilor. Ar trebui să-l studiez mai atent. E o categorie pe care am cam neglijat-o. Vai, 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 vai. Să știi că m-ai nebunit cu sociologia asta ta. Pe toți îi clasifici. Da, că uite, într-o zi am intrat în vorbă cu o femeie în tramvai. Știi, cu ce te ocupi? M-a întrebat ea. Sociolog, am răspuns eu. Vai de mine. Și o să iei bani pentru asta? Mie îmi place băiatul ăsta. Dar mi-e milă de el. Minte într-una și glumește amar. În fond, ască niciunul din noi nu-i perfect. Vorba e, ce o să se aleagă din viața noastră? Sosește feciorul meu. Haide, lămuriți-vă între voi, adică în absența noastră. Ești acasă? Bună seara. Ce întrebare! A, da, ai dreptate. Vrei să mănânci? Nu. Ai mâncat? Da. Denis, unde e? N-a venit. Foarte inoportună venirea asta lui. Te rog să nu mi-o iei numele rău. Las că ne descurcăm noi. Da.
Ai vorbit serios azi dimineață, Volodea? Da. Adică tu vrei să pleci de acasă? Hotărârea ți aparține. Oh, bravo. Bine-i să fii bărbat, Volodea. Da, așa s-ar părea. Deși mi-e greu să-mi închipui că noi patru, eu, tu, Kira și mama, ne-am putea vreodată rupe unii de ceilalți. Și totuși, uite, eu sunt acela care creează această situație. Ce absurditate! Ce cuvânt potrivit ai găsit, Volodea! Dar ce-i de făcut? Cine ar putea să știe? Cine e ea? O colegă. Colegă? Ce să-i faci? Se mai întâmplă... Luba, te rog foarte mult să nu glumești. Asta nu mai este... Iartă-mă. N-am să mai glumesc. Eu o cunosc? Nu. Sper că nu e măritată. Soțul ei a murit acum 2 ani. A trecut destul timp ca să-l uite. Dar să știi că nu l-a iubit. Da? Dar tu de unde deții informația? Are copii? 2 fetițe. Bravo. Ce ești așa plăștit, Volodea? Spune mai bine cum s-a întâmplat. Cum a putut să ți se întâmple? Nu știu. Nici eu nu pot să-mi dau seama cum. Totul în jurul meu era frumos și drept. Muncă și iar muncă. Nu mă interesa nimic altceva. Munca îmi umplea viața și mi se părea că am totul. Citeam, ascultam muzică. Dar parcă îmi lipsea ceva care să-mi însenineze viața. Ceva care îmi lipsea fără să știu precis ce anume. Dar acum ce fascinație, ce fericire! Taci! Ba! N-am să mai țip. Ce rost are să țip. Se pare că nu mai este nimic de făcut. E târziu. E prea târziu din toate punctele de vedere. E 12, vărul tău doarme de mult la Astoria. Dar e mai bine așa, poate. 22 de ani. Cum? Ce repede s-a scurs viața alături de tine. Nu. Nu pleca, Volodea. Ți-am spus. Tu hotărăști. Privirea ți-e străină. Ochii tăi nu mai sunt decât pe jumătate cei adevărați. Vreau să o cunosc și eu. Ei, da, ce spui tu, ce dorință? Uite, vreau să o văd, da. Vreau să o văd, să o privesc în ochi, să vină la mine cât mai repede, să vină mâine. Mâine lucrează. Poi mine e bine? Foarte bine. Să vină poi mine. Tu să nu te temi. O să fie bine. Cum o cheamă? Evgenia Alexeievna. Evgenia Alexeievna? Da. Ce? Evgenia? Ce nume? Jenișca? Da, Jenișca. Este un nume nou în viața mea. Jenișca. Kira. Uite că a venit și tata. Poate îi ofer un ceai. Asta de vorbă? Da. Ați luat vreo hotărâre? Câte paragrafe are? La ce concluzie au ajuns părțile contractante? Bunica o să te urmeze, probabil, și eu cu mama o să rămânem aici. Și pe urmă o să ne facem bezele unul altuia. Nu-i așa? Dar ce grăitor știi să taci, papa Volodea. Iartă-mă! Cea mai mare plăcere. Facem noi bancuri, dar adevărul e că o să-mi fie foarte greu fără tine. La asta te-ai gândit cumva? Dar de unde? Au sosit.
Probabil că hotelurile din Leningrad nu și-au deschis ușile pentru el. O tantină rușinoasă. Cu rețeaua de hoteluri din Leningrad. E greu de luptat. Da, să știți că nu era nevoie. Noi ne bucurăm foarte mult că ați venit. Vreți să mâncați ceva? Da, nu, mamă? Am luat o gustare, ne-am întâlnit cu niște prieteni. Am fost la restaurant, am fost grozav. În schimb ne usucă setea. Poate un ceai, mamă. Mor dacă nu beau ceva. Mama o să se milostivească de voi. Vă rog să luați loc. Aici e plăcut. E liniște, e voie bună. Dacă nu mă înșel, locuiește aici încă din copilărie, nu? Da, da, de când mă știu. Și tatăl tău a locuit pe vremuri aici. Toți frații Turkovski. În timpul războiului, casa a avut de suferit și a trebuit să o refacem. Până la război aveam și la Leningrad o casă. Pe vremea aceea, asta de aici era considerată ca fiind la periferie. Acum, orașul s-a întins spre noi. Până la metrou facem cu tramvaiul 8 minute. Nu noi ne năpustim asupra Leningradului, ci el e cel care ne invadează. Până la urmă vă înghite și pe voi orașul, nicio grijă. Nu e nicio nenorocire, tata, oricum nu o să mai fie aici. De ce? Mama! Da. Mama, dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu vărul meu, Denis. Și ea este prietena lui Asenka. Bună ziua. Lăs loc. Samovarul este încă fierbinte. Eu l-am cunoscut foarte bine pe tatăl lui tale, Denis. Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc la observator. Se anunță un cer senin. Da? Te duci să faci cu ochiul vreunei planete? Și de ce nu? Cine știe? Poate descoper ceva. Glumiți voi cât vreți, dar adevărul este că Volodia a dezvăluit nu de mult unele amănunte extraordinare din lumea galaxiilor. Constat că nu o să vă plictisiți cu mama. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Fii, râd de mine, Denis. Râd de slăbiciunea mea pentru Leningrad. Dar în străfundul sufletului lor mă aprobă. Tata mi-a spus că încă mai predați. Din păcate, de o lună sunt pensionar. Am împlinit 67 de ani. 67 de ani? 67 de ani. Spre marele meu regret. Mi-a fost foarte greu. Foarte greu să mă despart de copii. Știi că specialitatea mea e literatura. O disciplină de primă importanță. Dar ce era să fac? Aia e și inima, pe care la vârsta mea nu mai poți să o stăpânești. Un cadou al războiului. Soțul dumneavoastră a murit în timpul blocadei? Da, ca partizan. Lângă Peterhof. Înainte de război mergea deseori să se plimbe pe acolo. Îi plăceau tare mult locurile acelea. Acolo ne-am și cunoscut în 1934. Era în perioada nopților albe. Liliacul florea explosiv. A murit în martie, în zăpadă. După numai 8 ani. Poate chiar pe aceeași alee. În Victoria Leningradului se află și o părticică din el. A fost decorat? Poftim? L-au decorat? A, nu. Nu pot să-i decorez pe toți. Dar toți sunt învingători în război. Am uitat, Denis. Am uitat să te întreb tocmai ce e mai important. Cu ce te ocupi? Cine, eu? Da. Sunt director. La ce direcție? La speranțe neîmplinite. Ba mai curând la lichidarea rapidă a sticlelor de coniac. Nu mai departe, acum la Astoria n-a stat o clipă degeaba la masă. Vă pierdeți vremea cu tâmpenii. Mă duc să mă culc. Așa e Kira. Impulsivă. Am băgat de seamă. Știți, eu am fost o singură dată la Leningrad. Tocmai urma să împlinesc 17 ani. Tata m-a adus cu el. Mi-aduc aminte că atunci dumneavoastră și Lubov Gheorghevna erați plecat în Crimea. Mi-amintesc că tata i-a părut foarte rău că nu v-a găsit. Și acum spune-mi ce mai face bunul meu Leona. Dar frumosul Zahar, neasemuitul Zahar Turkovski. Cine, unchiul? Da. Înflorește cum nu se poate mai frumos. Toate-i merg din plin.
E un cetățean onorabil, merge neapătut pe drumul pe care a pornit și evident este copleșit de onoruri. Are tot ce își dorește. Iartă-mă, nu înțeleg. Iertați-mă, nici eu nu înțeleg. În schimb, fratele său, Leonea, tatălui meu, nimic nu i-a reușit. Ce spuneți de asta? Nu-i merge bine? Nu, deloc. E o fărâmă de om. Prăpădit. Atâtica e. Da. Am înțeles. Desigur sunteți obosiți. Știți unde e camera voastră. Ai necăjit-o. Da. Ai văzut ce majestuos ai zis? E o femeie tare cum se cade bătrânica sa. Toți în cum se cade aici. În afară de nepoată. Ai dat-o dracului. Precis că știi ceva despre tine. Ce? Ia, hai să mergem. Ia carnetul la primul colț de stradă, nu merg. N-ați băut încă ceaiul? M-am temut să n-ajung prea târziu. Am avut o zi proastă astăzi. O intervenție chirurgicală nu tocmai reușită și mai sunt și altele în care soarta mea a fost potrivnică. Nu mi-am găsit locul toată seara și deodată aud glasurile voastre. N-au găsit loc la hotel. M-am gândit să vă consolez pe plan gastronomic cu o invenție de-a mea pentru cazuri urgente. O tartă cu portocale. Pe musafiri trebuie să-i răsfeți. Asta este o vorbă pe care o știu de la tatăl meu, marinar din Petersburg. Am să fiu fericită dacă o să vă plac. Nu, 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 vreau să folosesc acest prilej ca să beau un pahar cu voi. Onode are pe aici un coniac bun. El e cunoscător în materie. Noroc, noroc. Noroc. Băiat bun, Volodea ăsta-l meu. Mm-hmm. Îmi pare bine că v-a plăcut. V-a plăcut, nu? Volodea-l meu. Ai, dar ce întuneric s-a făcut. Mâine dimineață viața va fi ca și mai înainte. Frumos. M-am dus. Psst. Auzi? Sunt cam ciudați oamenii ăștia. Știi ce? Taci și mănâncă. Sunt frântă de oboseală, drăguțule. Toată ziua am alergat și până la urmă ne-au trântit ușa în nas la toate hotelurile. Și aici de ce nu-i bine? Hai să, vulpoile, să mergem la culcare. Mici din alea care se grăbesc? Hai răbdare! Aici totul e bine. Prăjiturile miros a vanilie, samovarul imbietor. Totul este cam poveștile din copilărie. Ca la Bunin, de pildă. L-ai citit pe Bunin? Uite, știi ce? A, și de unde? De ce să citești? Păi nu, de ce ai ochi? N-ai ochi pentru prostiile alea care îți cad în mână. Să nu mă confunzi pe mine cu puștoaicele alea letale. Eu lucrez într-o instituție de stat. Bat la mașină. Ce să spun? În curând se termină și concediul ăsta și n-am făcut nimic. N-am reușit să merg și eu undeva. Nimeni nu mă invită într-o croazieră pe Adriatica. Ce nevoie de Adriatica? Te realizezi și aici. Uite, nu mă lua peste picior, puștule. În ultima vreme ți-ai luat nasul la purtare și eu ți-am iertat cam multe. Nu era nimic de iertat. Nu de multe ți-eșau altfel de vorbe pe gură. Și tu credeai în ele? Ești îngrozitor de rău. Păi de ce aș fi bun când văd ce se întâmplă în jurul meu? La 19 am părea că viața îmi surâde. Dar n-a fost decât o grimasă. Am fost tras pe sfoară. Tras pe sfoară? Tu? Eu. Adevărul e că tu îi tragi pe sfoară pe ceilalți. Da? Se pare că știi multe despre mine. Da, știu. Mașa mi le-a zis pe toate. Mașa? Cât te-a iubit și fata asta. M-a iubit, spui? Asta-s povești. Legende, Azenga. De la Romeo și Julieta, dragoste n-a mai existat. Oamenii au alte preocupări, înțelegi? N-au timp, au alte preocupări. De unde? De unde atâta înverșunare la tine? Din trezire la realitate, de nimic altceva. Adică oricât aș bea, tot treaz rămân. Și gândurile astea care mă bat, tot treaz mă țin. Uite, ca de pildă cele cu privire la însurătoare. Apropo, să știi, a apărut la orizont un socru care promite. Da? Și mai stai pe gânduri? Da, să te căsătorești în interes. E cam banal, sunt și alte metode de sinucidere. Parcă plutesc tot timpul deasupra unei prăpăstii. Și nu mă prăbușesc. De mult trebuia să se întâmple.
Nu mi-e dat să mă zdrobesc. Uf, ești îngrozitor. Tu păstrează-ți bună dispoziție. Ești îngrozitor, nu înțeleg de ce m-ai luat cu tine. Din ură împotriva mea. În îmbrățișarea cu tine găsesc un fel de autoflagelare. Nu despre asta e vorba. Ție-ți-e frică. Ție-ți-e frică să rămâi singur. De asta car pe cineva după tine. Asta e. Asta e. Tu fugi de singurătate. Acum știu ce se ascunde în cutiuța asta a ta. Torni vodcă în tine și uiți de necazuri. Asta e. Ți-e frică. Ți-e frică să rămâi treaz în fața vieții. Iată ce. Puțin tică liniște. Cu lucruri de-astea nu se glumește. Da, bine ai venit, Jenica. Tu pari bine dispus, dar pentru mine e cumplit, Volodia. Când am ajuns la colț, m-am oprit puțin și m-am întors fugind. Îmi bate inima nebunește, dar mi-am amintit de felul în care m-ai implorat. Trebuie, dacă trebuie, am venit. Ești o fată bună. Eu n-aș spune asta. Sunt tare zbuciumată. Volodia, toată noaptea m-am gândit la discuția asta cu ea. Tu știi care e nenorocirea? Că eu nu știu ce o să spună ea. Dar nici nu sunt pregătită pentru vreun răspuns. Nu. Un singur lucru, te rog. Să fii și tu pe aproape. O să fiu lângă tine, dragă. Atunci e bine. Volodia, ea e acasă? Mai întârzie puțin. Au chemat-o urgent la spital. Da. Da, e mai bine așa. Volodia, mi-e tare frică. Mi-e tare frică pentru că trebuie să o privesc în ochi. Dar tu nici nu-ți închipui ce înseamnă asta. Noi suntem niște criminali. Asta mi-a devenit extrem de limpede în noaptea asta. Și eu sunt mai vinovată decât tine, Volodia. Trebuia să plec în clipa în care am ieșit din cinematograf, nu? Doar nu mai suntem niște adolescenți. Aproape că ne-a trecut viața. Am 30 de ani. Dar tu mi-ai luat mâna ca un puștan și ai început să o mâncâi. A fost groaznic, groaznic, Volodia. Nu trebuia ca imediat după asta să fug în alt oraș. Dar te iubeam deja, nebunește. Nu-mi dădeam seama că și cu tine se întâmplă la fel. Și uite că n-am fugit, Volodia. Ba din contră. Așteptam cu nerăbdare următoarea întâlnire. Acum ea știe totul de la tine, Volodia. Dar eu nu ți-am dat voie să o faci, nu? Ba chiar te-am rugat, dar tu ești un apucat. Nu ți-e milă de nimeni. Dar și mama ta o să ne blesteme. Atunci o să-ți dai seama ce prostie ai făcut. Dar nici eu nu sunt mai brează. Uite-mă dintr-o dată aici. Tu mă împingi la nebunia asta. Eu totuși ceva nu înțeleg. Tu spui că Liubov Gheorghievna e o femeie minunată. Păi dacă este așa, Volodia, de ce o părăsești? De ce ți abandonezi familia, Volodia? Dar și tot ce văd aici, aceste lucruri minunate pe care le-ai adunat de o viață. Și tot tu spui că o femeie mai bună decât Liubov Gheorghievna nu există pe lumea asta. Deci e de ajuns să te gândești la toate astea, Volodia, și poți să-ți pierzi mințile. În toată treaba asta nu există nicio logică. Este absurd. Vezi și tu, nu? Eu mă aflu aici, în casa ta, și aștept. Și aștept. Nici eu nu știu ce. Nu, când eu, de fapt, ar trebui să mă aflu lângă copiii mei. Volodinca, ție nu ți se pare că noi doi suntem niște oameni terminați? Nu. Nu m-am gândit la asta și nici nu vreau să mă gândesc. Te-ai schimbat așa de mult. În urmă cu un an n-ai fi spus o asemenea prostie. Se poate, dar
Dar sunt nemaipomenit de fericit că m-am prostit în halul ăsta. Ești groaznic de zăpăcit, Volodia. Nu, și eu te înțeleg din ce în ce mai puțin. Nu, dar tu nu-ți dai seama. Noi nu o să avem unde să locuim. Iar tu ai nevoie de anumite condiții, nu? Ești un mare om de știință. Și tocmai acum te lipsești de casă. Dar noi n-avem de fapt mai nimic. Ba nu, să nu mint, avem. Avem două fete. Dar foarte prost crescute, Volodia, care o să te deranjeze necontenit. Și în plus eu nu știu să gândesc. Gata. Acum totul s-a terminat. Nimic nu mai are nicio importanță. Și tocmai asta este minunat. Uite, sunt sigur că mama, care în aceste condiții de forță majoră va locui cu noi, se va ocupa de fete și o să te iubească, o să vezi. Ea niciodată nu dă înapoi când e vorba de un ajutor. O să te iubesc. Uite pe mama. Mamă, îți prezint pe Genia. Bună ziua. Ce grădină frumoasă. Da, nu-i urâtă. Aici peste tot e mâna lui Volodea. El nu e numai un om de știință, ci și un harnic grădinar. De ce ați rămas așa tăcuți? Eu mă întrebam... Nici casa nu arată rău, deși a suferit foarte multe transformări. Și la ea a muncit mult Volodia. Se gândea desigur că aici o să-și trăiască toată viața. Dumneavoastră vă place? Eu mă întrebam dacă... Poate v-ar face plăcere să vă plimbați puțin prin grădină. La prima cotitură în dreapta e un mic chioșc. Poate vă odihniți puțin acolo. Oricum aș vrea să-i spun ceva fiului meu. Volodia, trebuie să mă duc. Du-te, draga mea. Uite, da, pe acolo. Mamă, ai fost rea. S-ar putea. Speram să rămân calmă văzându-o. Dar uite că n-am reușit, iartă-mă. Mi-a plăcut. Nu știu dacă fac bine că o spun. Nu e fățarnic. Mama, ai să o iubești, ai să vezi. N-aș crede. Eu nu te condamn, Volodea. Dar crezi că ai chibzuit bine la ceea ce ai făcut? Dar nu chibzuind se rezolvă o asemenea problemă. Dar la lovitura pe care îi dai omului care te iubește, tot n-ai chibzuit. Iubei, tu-i datorezi viața. Eu nu părăsesc această casă dacă ea nu e de acord. Te joci cu vorbele, dragul meu. Știi foarte bine că zarurile au fost aruncate. Da, știu, dar lasă-mă cel puțin să mă adun. Nu se cade să fii așa de slab, Volodin. Nu mai sunt cel de altă dată, mamă. Uite, nu mai mă recunosc. Uite, parcă nici glasul nu mai e al meu. Am trăit eu până acum cu adevărat? Deci nu-mi vine să cred. Parcă totul s-a răsturnat în mine. Odată cu lumea toată. Și crezi că ești fericit? Cât se poate de mult, mamă. Sigur, la început nu o să ne fie ușor. Dar cu tine, mamă, împreună, toți trei, sunt convins că... Ai rămas tot băiețandru care acum 30 de ani mă ruga să-l iert. De data asta însă nu pot să te iert. Am întârziat. Iertați-mă. Am avut o grămadă de treburi pe cap. E ciudat, dar întotdeauna un sentiment de vinovăție față de pacient. Mama, am luat niște flori. Pune-le în birou la Volodea. În camera Chirei le-ar sta mai bine. Le duc la ea. Niciunul dintre noi nu arată strălucit, Volodea. Ce? Nici tu n-ai dormit? De unde somn? Ea a venit? E în chioșc. În chioșc? Da. Păi cheamă-o. Genia! Genișca, vino, da. Te rog, vino. Lasă-ne singure, Volodea. Da. Eu mă duc la mine birou. Eu sunt Lyubov Georgievna. Știu. Și dumneata ești Evgenia Alexeevna. Da? Iată când a fost dat să ne întâlnim. Ia loc. Mulțumesc. Vezi, fiecare a avut drumul ei în viață, dar până la urmă tot ne-am întâlnit. În ceea ce mă privește, îmi pare foarte bine. Mie nu. Da.
Da, bineînțeles. Iartă-mă, sunt obosită și spun prostii. Să nu fii supărată pe mine. Oh, nu e nicio problemă. Ei? Lucrurile stau cam așa. La început, eu am fost foarte hotărâtă să plec de aici. Adică din Leningrad. Asta m-ar fi fost singura soluție. Și așa trebuia să procedez. Cu toate că mi-am petrecut toată viața aici. M-am născut aici, la Leningrad. Se pare însă că nu este chiar așa ușor să pleci. Părinții dumitale trăiesc? Nu. Nu au murit, din păcate. Dar tatăl meu trecea drept un om foarte bun. A fost dirijorul fanfarei din marină. Vă place fanfara? Da. Mama spunea că l-a iubit pe tata pentru meseria lui. Glumea. Glumea, desigur. Lucrați de mult la Biblioteca Observatorului? De aproape un an. Dar eu nu am o muncă prea importantă. Bolta cerească este pentru mine o hartă pe care eu nu știu să o citesc. Vedeți, cosmosul... De fapt, își păstrează pentru mine toate tainele. Dar eu nu am decât să regret că m-am întâlnit atât de târziu cu problemele astronomiei. Dar cred că nu există știință mai pasionantă. Ați ajuns de mult la această convingere? Nu, nu, desigur că nu. Vladimir Evgenievici e cel care mi-a deschis ochii. Nu de mult. Știe enorm în domeniul ăsta. Vă rog să mă iertați. Na, flacuri, flacuri. Spune, spune. Nu, ca să nu vă mint. Mie mi-a fost tare frică să vin aici. Abia acum am mai prins puțin curaj. De fapt, nici acum nu-mi este ușor. Nu, eu îmi dau seama. Este foarte dureros. Eu n-am vrut ca Volodia să vă spun adevărul. De aceea el a tot amânat. Și el a vrut să vă cruțe. Este foarte atent în ceea ce vă privește. Vă iubește atât de mult. Ci? Ei, nu se știe, cu dumneata chiar își pierde omomințile. Da. Da, se pare că spun mai prostii. Vedeți, eu n-am mai fost încă niciodată într-o asemenea situație. Și de aceea nu prea știu cum trebuie să mă comport. Volodia, Vladimir Evgenievici mi-a spus că dumneavoastră veți hotărâ ce o să fie. Eu de aceea v-am vorbit atât de deschis. Și vă rog să nu fiți supărată pe mine. Eu încerc să nu mă supăr, dar mi-e foarte greu. Da, vă înțeleg foarte bine. Soțul dumitale a murit în urmă cu 2 ani? Da, l-a călcat o mașină. Dom'le, mi-a părut foarte rău pentru el, deși nu l-am iubit niciodată. Nu l-ai iubit? Și ai devenit soție? Și nu s-a mai văzut? Întâi că eu nu știam atunci ce înseamnă să iubești. Apoi, el era un băiat foarte bun. Mulți dintre cunoscuții mei m-au invidiat. După o bucată de vreme însă a început să bea. Să lipsească tot mai mult de acasă. Apoi însă și-a dat seama că nu-l iubesc deloc. A crezut chiar că eu nu pot pur și simplu să iubesc. Abia după ce s-au născut fetele, a văzut că nu este așa. Pe copii iubeam, pe el nu. Fără Volodia, eu n-aș fi știut ceea ce e fericire și nici ce înseamnă să iubești. De acum încolo, orice s-ar întâmpla, eu voi fi oricum fericită. Fiindcă am aflat ceea ce e fericire. Până la urmă mi-am dat seama că important în viață nu este atât să-ți meargă bine în dragoste, ci faptul că știi că fericirea există pe lumea asta. Ai o singură cameră? Da, da, dar într-o casă foarte liniștită.
Fetițele dorm într-un colț după un paravan. Dar camera este foarte mare. Are aproape 20 de metri. Oh, atunci aveți unde să vă arătați dragoste. Da, da, dar nu e chiar așa de simplu. Vedeți, fetele, e adevărat, sunt drăguțe, dar nu prea bine crescute. Au trecut prin multe. Însă cu Volodia sunt foarte respectoase. După câte mi-am dat eu seama, are o influență foarte bună asupra lor. O influență formidabilă. Cred, mi-i chipui că este așa. Mi-i chipui. Numai că Volodia are și o mamă. Cum v-ați gândit să rezolvați această problemă? Există o soluție. Fiul vecinei noastre pleacă la armată și ne lasă pentru o vreme camera lui. Eu îmi dau seama, toate astea sunt supărătoare pentru mama lui Volodia. Dar eu sper ca greutățile să fie curând înlăturate. Atunci când oamenii se iubesc... Gata! Taci! Nu mai scot o vorbă. Dar să nu încep să plângi. Nu. De ce să plâng? Acum e gata. Am terminat. Pot să-l chem pe Volodia? Nu. Nu, eu n-am luat încă nicio hotărâre. Trebuie să rămân și eu să reflectez, să mă gândesc. Puteți pleca. Și Volodia? Probabil că vă așteaptă în camera lui. Vă rog să mă iertați pentru toate. Biroul lui e sus. Da. Bună ziua. Bună ziua. Asta e? Ce simpluță. Ce faci, mamă? Ai mâncat? Nu, n-am reușit. Ședința de la clinică s-a prelungit fără rost. De ce ai lăsat-o să intre în casă? Nu țipa. Tot e absurd. Absurd. N-ai impresia asta? Mamă, tu trebuie să dormi. Să dormi, să dormi mult. N-ai dormit toată noaptea. Știu, dar nu pot să dorm. Acum mă frământ, mă gândesc, Kira. Azi noapte am vrut să dau foc casei. Cum? Îi poți să-ți închipui? Nu, sau e doar o nălucire? Gândurile mele nu se mai leagă între ele. Să lasă, mamă, tu ești curajoasă. Tu ai să-ți regăsești echilibrul. Da. Uite, vezi. Deja zâmbesc. Dar nu râd. Nu râd, de asta râd, Kira. Zic că miercuri i-am cumpărat lui Voloda o bicicletă demontabilă. Am văzut-o și am achitat-o. Azi m-au sunat de la magazin să mă întrebe de ce nu vin să o ridic. Ce absurditate! Intru și s-au întors. Au dispărut. Când am ațipit spre ziua, mi-a apărut tânărul ăsta în vis. Ce-o fi însemnând asta? Tânărul? Mi-ai dat dreptul bătrân. Ei, n-am. Suntem despre ce ai vorbit cu ea. Am uitat. Ai luat vreo hotărâre? Acum o iau. Clipa asta. Să știi că tata i-a spus bunicii că totul o să fie așa cum vrei tu. Nu. Nu, Kira. Asta e minciuna lui. E foarte copilărească și foarte șireată. E singura purtare urâtă față de mine de când suntem împreună. Nu, mamă, silește-l atunci. Silește-l, tu poți să o faci. Deci pot. Dar asta înseamnă fericire. Toate trec. Nu. Nu ar trebui să fac ceva pentru Volodia. Să-l feresc de viața asta nenorocită care l-așteaptă. Trebuie, da? Kira, da. Tu știi că în fapta asta necugetată a lui Volodia există ceva care le ridică în ochii mei? E cumplit de dureros. Dar așa este. Am înțeles. Tu te-ai hotărât? Da. Să... Nu. Kira. Eu nu vreau să mă chinuiesc. Kira. Eu o fac din egoism. Acum cred că eu n-am să-i stau în drum. Kira, sunt un om foarte ocupat.
N-am timp liber pentru necazuri. Foarte bine. Atunci te rog să te ții de cuvânt și să nu te necăjești. Se apropie concediul. Hai, mamă, să facem o călătorie cum nu s-a mai văzut. Numai noi două și în mare secret. Hai să plecăm în îndepărtatul Gudauta. Da, unde? Acolo îl găsim și pe frumosul meu Gheorghi, căruia i-am declarat categoric că nu ne potrivim. Hai, mamă, hai, plecăm la Gudauta. Să-l mai văd odată pe acest mincinos frumos, căruia sunt gata să iert orice. Ghira, e tare, 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 ești șireată. Echira, uite cine vine. Volodea. Ei, Volodea, Volodea, te-ai lăsat ispitit de păcat, Ghira? Da. Volodea, m-am hotărât. Aștept, Luba. Tu ai să începi să-ți treci lucrurile chiar acum, fără mine. Pe Ghira să o lași în pace. Eu am să lipsesc toată ziua și toată seara. Străduiește-te să termini în timpul ăsta. Ce mai rămâne e să iei când ai să vrei tu. Iar mama o să se mute la tine mai târziu. Am înțeles. Îți mulțumesc. Nu, știu că eu sunt de vină. Dar cu ce? Nu, nu e adevărat, Luba. Tu ești cea mai minunată femeie din lume. Ești... Adio, Luba. Genia, să mergi. Vă rog să mă iertați. Vă deranjez? Luba Gheorghevna. Nu. Unde e prietena ta, Denis? S-a rătăcit încă de seară. Nici nu-i de mirare în lumea asta imensă. Fata aia care a plecat cu Volodea, vă e rudă? Într-un fel. Ce-i cu dumneavoastră? Ce-i, vă e rău? Sunteți palidă. De ce n-aș fi? Ești cam ușuratec, Denis. Asta e. Hai, să mergem. Unde? Ei, nu știu unde, la un restaurant. Eu încă n-am luat masa de prânz. Da? Haide. Haide. Hai. Trăiască veșnicia. Hai. Restaurantul acesta. Cum vezi, dumneavoastră? Nu, speranța mie e Șurocica. Șurocica? Cine e asta? Ai, e o vecină de-a noastră. Lucrează aici, învârte pe degete pe toți. Ce? Și atunci de ce n-a venit aici de la început? V-ați temut că vă compromiteți? Într-o oarecare măsură. Vă atrag atenția că suntem de 2 ore pe drum. Ai gonit cu mașina ca un turbat. Ce s-a întâmplat cu dumneata? Tu obișnuința. Iar într-atât te-ai săturat de viață? Vă temeți de moarte? Azi nu mă tem. Viteza cu care mergeai mi-a făcut chiar bine. De ce ai venit la Leningrad? Așa, ca să termin cu tinerețea. De unul singur. Să reflectez puțin la viața mea. Ai de gând să te însori? Mi-a trecut odată prin cap să evit cândva o ființă extraordinară. Nu din punct de vedere material, știți, nu. Desigur, banii în vremurile noastre nu fac nici 2 parale. O duci greu? Nu, unde ajuns de bine ca să fiu fericit. De ce vă uitați tot timpul la ceas? Iartă-mă. Nu trebuie să fii neliniștit. Până la miezul nopții, ăsta va fi hobby-ul. Hobby? It's your hobby. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu dumneavoastră. Aș vrea să vă ajut într-un fel. Nu-ți dai seama cât ar fi de inutil. Dar ce să mă ajuți dumneata când dumneata însuți cer ajutor? Dar o faci altfel. Te ascunzi. Ce discuție! Seamănă cu o goană într-un labirint, mai că suntem la o distanță cam mare unul de celălalt. Asta e. Nu? Da, numai că până una alta, eu mor de foame. Și eu. Și nimeni nu-mi vine în ajutor. Hei, nu e nimeni aici! Nu e nimeni aici! Hei! Restaurantul este închis la ora 7 seara. Șurăța!
Eu sunt Lyubov Gheorghievna. Măi, Lyubov Gheorghievna, vă rog să mă iertați. Sunt așa de obosită că nu mai văd nimic în jurul meu. Am fost de-a drept obrasă. Șurăcica, dă-ne ceva de mâncare. Uai, bucătăria e închisă, dar ceva rece tot se mai găsești. Faceți cunoștință, este Denis Leonidovici, vărul nostru din Moscova. E un tânăr foarte drăguț, dar e foarte flămând. Uai, păi noi ne cunoaștem, ați uitat, ne-am cunoscut când a sosit. Da, soția noastră unde este? Nu știu. Vai, muzică n-o să aveți. Trebuia să fie repetiție, dar fac tot schif. Toboșarului s-a născut o fetiță și fac tot schif acum. Ai, dă-ne și nouă ceva de mâncare. Da, bine fac, eu rost de ceva imediat. Ne aflăm într-un restaurant foarte renumit. Aici, cu 2 ani în urmă, am sărbătorit împreună cu Volodea 20 de ani de căsnicie. Johann Strauss. Auzi? 1, 2, 3. Așa s-a dus și tinerețea. Abia a fost. Nu mai e. Cu 2 luni înainte de a ne cunoaște, v-am visat. Erați în altă rochie. E nemaipomenit ce am putut eu plăsmui în vis. O rochie bordeaux cu dantelă albă. Eu am o asemenea rochie. Cum? Păi ce mincinos ești. Abia ne cunoaștem de 3 zile. Eu nu pot să uit visul ăsta. Probabil că din cauza asta m-a cuprins amețeala atunci când v-am văzut pentru prima oară. Prea frumos ca să fie adevărat. Mă rog, să zicem că e o născocire. La urma urmei, ce nu faci când e vorba de o femeie frumoasă? Rasmus, flor de la bufet, să pregătească repede aperitivele, așa. Florile sunt pentru dumneavoastră. Lyubov Gheorghievna v-a recunoscut contrabasistul. L-ați operat de ulcer. E minunat să iei masa cu celebritate. Da. Să punem florile așa în voastră. Da, cum v-ați nimerit aici, Lyubov Gheorghievna? I-ați arătat acestui tânăr palatul nostru de iarnă. Da, în fugă, șurotca. Ne-am hotărât să fugim de toți și de toate și să rămânem în doi, singuri. Și de Vladimir Evgenievici? De el în primul rând. Omul ăsta nu merită iertare. Trebuie să-și primească pedeapsa pentru toate. Vai, nu e Vladimir Evgenievici, omul de care ai voie să-ți bați joc. Nu există om mai bun. Ce ne-a mai amuzat noi pe seama lui, Lyubov Gheorghievna, vă aduceți aminte? E adevărat. Ne-a cam dat prilejul. Vai, dar e tare distrat. Mănâncă supa cu furculița. Vă dați seama? Cât am să mă chinuiesc, cât am să sufăr dacă o să mă părăsească. Vai, dacă o să plece la alta. Vai, atunci o să fie o dramă. Mă duc să le dau zor la bufet. E groaznic. Ce anume? Se pare că sunt veselă. E de necrezut? Nu știu cum să-mi treacă, dar acum sunt veselă. Vrei să te fac să râzi? Da. Știi că mă pricep de minune să-i fac pe oameni să râdă, să se simtă bine. Și de unde vă vine priceperea asta? De unde îmi vine? Din faptul că m-am desprins de cotidian, de viața pe care o duc, de existența asta mică, mică și măsurată. Minut cu minut, totul a rămas pe pământ. Și eu plutesc printre nori. Sunt împăcată cu mine și nu mă tem de prăbușire. Și cum v-ați procurat aripile? Acum, iar am coborât pe pământ. Și v-ați lovit rău când ați atins pământul? Important este că am rămas în viață. Așa e, Lyubov Gheorghievna. Alături de dumneavoastră mă simt nespus de bine. Nu-mi lipsește mult să spun că sunt chiar fericit. Dar știi, dumneata, ce înseamnă să fii fericit? Ești în stare? Nu știu, nu sunt prea sigur, pentru că eu n-am fost fericit decât o singură dată în viață.
Ah, de mult. Oh, de mult, de mult. În tinerețea mea, tata m-a luat cu el la Leningrad. Era în iunie, o noapte albă, fără pic de nor pe cer. Orașul era pustiu, parcă era fermecat. A doua zi, urma să împlinesc 17 ani. De ce mi se părea mie lucrul ăsta atât de important atunci? Uite că nu-mi dau seama. Poate pentru că totul urma să înceapă mâine. Absolut totul. Da. Atunci am fost fericit. Cu gândul la ceea ce avea să fie. Și? Ce a fost să fie? Nimic. Nimic din ce am visat. Vreau să vă servesc chiar eu. Fac o excepție, Lubo Gheorghevna, la noi și Denis Leonidovici din Moscova, oaspetele orașului nostru. Vai, vă iubesc tare, mă, Lubov Gheorghevna, câți oameni sunt cei pe care i-ați făcut fericiți, cărora le-ați adus bucurie. Viața, orice zice, merită să fie trăită. Abia acum îmi dau seama ce flămândă sunt. Ai, n-ați mâncat de mult? Da, nu mai știu de când, am avut multe pe cap. Nu e bine, Lubov Gheorghevna, nu e bine. Clipa de bucurie nu trebuie amânată, că te pomenești într-o dimineață că nu mai exiști, iar cei care se bucură de viață sunt alții. Uite, chiar bărbatul meu, Nicolae Spiridonovici, a murit așa din senină cu 2 ani și m-a lăsat singură. A fost un om tare ciudat. Eh, mă duc, vă rog să mă iertați, mă duc să vă aduc și ceva cald. Mi se pare foarte ciudat că mă aflu aici împreună cu dumneavoastră. O femeie și încă una minunată, deși nu foarte tânără. Și ce caut eu aici? Te mai frământa? Nu mă frământ, doamne, nu mă frământ. Încerc să fiu bine dispus și nu reușesc. Trăiesc pe picior mare din câștiguri dubioase. Părinții mei pretind că plâng în somn. S-ar putea. La 19 ani mai eram cu un băiat de ispravă, dar curând mi-am dat seama că toată lumea în jurul meu minte. La început a fost să cred că nu e așa, că nu e adevărat. Dar toți mințeau și se tot mințeau de parcă era un pinș de un arc ca cel de ceasornic. Și uite așa, m-am săturat să mai fiu băiat de ispravă. Mi-a trecut, e limpede. Așa m-am pierdut. Cum se pierd copiii într-o manifestație. Dar nu să vă uitați tot timpul la ceas. Iartă-mă. În fond, ce să ne pui să nouă de alții. Important e că suntem amândoi aici, la această masă. Oare asta să fie fericirea? S-ar putea ca peste vreo 5 ani să viu din nou aici. Dumneavoastră veți fi la fel de frumoasă, la fel de trecută de prima tinerețe. Am să vin, am să îngenunchez în fața dumneavoastră. Și asta va fi salvarea mea. Eu v-am văzut în vis. Asta e adevărat. E singurul lucru de care sunt sigur. Doamnă, vă plac? Denis, cât ai băut? E foarte interesant. Când omul spune adevărul, toți îl socotesc beat. La înapoiere va trebui să conduc eu. Vă simțiți bine? Am atâta pe cap, toboșarul de bucurie a mai comandat 6 sticle de șampanie și mă tem ca lucrul ăsta să nu aibă consecințe asupra felului cum o să cânte orchestra. Priviți-o. Lubov Gheorghevna, asta e cântăreața noastră care are mare succes la clienții permanenți ai localului. Da, cântă foarte frumos. Se tot rotește, se tot rotește, tot mai aproape, tot mai aproape. E ca și moartea. Cântă despre dragoste. Te lovești. Își cântă propria dragoste. Dacă aș fi sigur că dragoste există, poate că aș putea înfrunta viața. Dragoste există, Denis. În ultimele 3 zile mi-am dat seama că există. Azi m-am despărțit de Vorodea. Adio și n-am cuvinte. Omul meu drag a plecat. Dacă îmi ceri
Eu îl omor. Pe loc te doboară. Oprește, ce faci? Oprește! Ce s-a întâmplat? Nu știu. Te-ai lovit rău? Fleacuri, caragios. Pare să că m-am speriat. Înseamnă că mi-e frică de moarte. Hai să coborâm din mașină. N-ai închis radioul. Lasă-l să cânte. Hai să stăm jos pe iarbă. Ce întâmplare stupidă! Din adins ai gonit așa? Doar o secundă și intram în copac. Am vrut să-l omori pe singurul martor al nefericirii mele. Ești nebună. M-am lipsit de la tine și mint cu nesați. Toată seara ne-am învârtit în jurul Leningradului. Nici n-am intrat în oraș și mersul ăsta la spital. Ce rost avea? Ce-am căutat acolo? Așa-am vrut eu. De mult de tot când am început să lucrez, acolo am început. Mi s-a făcut dor de acest spital. Așa, dintr-o dată, nu? Și acum de ce nu ne ducem acasă? Înainte de miezul nopții n-am voie să mă întorc acasă. De ce? Așa e regula jocului. Noi ne și tutuim. Stare de fapt, doamnă. Am fost la un pas de moarte. Am trăit ani împreună în această seară lungă. Ce înstelat e cerul. Sfârșitul e august. De mult n-am mai privit cerul. Din oraș nici nu-l prea vezi. Nu-i dată oricui bucuria asta. E o adevărată minune. Ce anume? Însuși faptul că trăiești. Crezi? Meseria mea e să vindec oameni, așa că îți vorbesc în cunoștință de cauză. Și asta te face fericită? Noi doi parcă ar fi din țări diferite. Asta așa și este. Tu ești din țara oamenilor neprihăniți, iar eu din aceea a oamenilor păcătoși. Dar să vezi minune că dintr-o dată așa ne-am pomenit unul lângă altul. Noi doi împreună și deasupra noastră același cer, aceleași stele. Auzi? Cum trăiesc cu oamenii în țara ta? Se bucură, plâng și iubesc. Încă? Tu ești bolnav. Fă-mă bine. Nu pot. Nu pot eu să fac asta. Numai viața poate să o fac. Adică cum? Vrei să spui că viața mea de acum nu mai e nicio șansă, nicio speranță, nimic? Nu, chiar așa? Nu mai e, coiete zău. Chiar încearcă, fă alta mai bună. Să fac alta mai bună? Ușor de spus. Fă alta mai bună. Pe mine nu m-a ajutat nimeni niciodată cu nimic în viață. Dar vrei să spun ce ești tu? Ce sunt Uite, eu? Tu? Tu ești un exemplu de urmat. Un erou pozitiv. Asta ești. Denis, eu nu sunt decât decât o biată femeie slabă și lipsită de demnitate. Azi am trăit un eveniment deosebit. Am rămas pe neașteptate fără soț. Ei, și? Cum ai și? Am vrut să mă omor. Să dau foc casei pentru că sunt proastă. Nu erou pozitiv. Dar până la urmă, ca să vezi, m-am dus la un restaurant cu un tânăr de busolat. Am dansat, am râs, m-am distrat. Cine știe ce prostii am să mai fac. Una din ele este aceea că era să mă omor și pe mine și pe pasagerul meu. Debusolat. Oh, cât am trâncănit. Am trâncănit mult. Timpul pe care l-am avut la dispoziție s-a scurs. Destul am stat pe iarbă. Hai. Să știi că la urmă mi-te-ai arătat a fi un tânăr nu prea curajos. Dacă motorul nu s-a defectat, acum ai să conduci tu. Îți acord încrederea mea? Da, da, am înțeles. Mă pui pe liber. Adică cum? Adică nu mai vrei să te afaci cu mine, în regulă, nicio problemă. Eu mâine dimineață plec. Foarte bine.
bine, dar o să plouă. Auzi? Auzi, nu crezi... Da, ce? Că sunt un tip interesant? Nu știu ce înțelegi tu prin interesant. Dar să știi că, în general, interesanți sunt oamenii care sunt pasionați de munca lor. Au, au, au! Ia, ce? Ce? Ah. Ce? Iar ți-am dat o lecție. Ți-am spus că sunt prost. Hai. Hai. Ei, hai. Păi hai. Și acum, la despărțire, lasă-mă să te sărut. Nu, nu, dați mulțumesc foarte mult. M-ai ajutat să uit de necazuri. Mi-e tare milă de tine, dragul meu. N-am nevoie de milă. De ce nu ne întoarcem acasă la dumneavoastră? Privește acolo departe. E o casă între copaci. E a treia după iaz. E o lumină foarte puternică. Când se va stinge lumina aceea, am voie să mă întorc acasă. Și muzica, muzica continuă. Nu ne lasă singuri. Liuba, Liuba. Picură. La noapte să fie frig. S-a dus vara. Da. A fost un august antipatic. În jurul nostru pustiu. E aproape 12. Și cât de meticulos își face bagajul. Și ce-i de mirare. Doar pleacă de aici pentru totdeauna. Cum de-a putut face așa ceva? Mama ta a fost dintotdeauna o femeie tare, independentă. În timp ce fetișcana asta pare să simtă nevoia de a fi apărată. Ești formidabilă. I-ai și găsit o scuză fiului tău. Mă rog, dragostea de mamă nu se dezminte. Pentru tine, eu și mama aparținem deja istoriei. Asta e metaforă? Spune, de ce nu fi venit mama până acum? Ce rost avea să plece cu intrusul? Mi-a fost dat să am niște părinți foarte originali. Aici ai dreptate. Mie mi-e milă de Volodia. Mama ta e o femeie încântătoare, dar cam ciudată. Să stai 22 de ani cu un om care zace tot timpul la observator și să nu-ți îndrepți privirea către un alt bărbat. Nouă ne mai arde de glumă. Și ce rămâne de făcut omului care se află într-o situație fără ieșire? Fără ieșire? Uite că a apărut Denis. Aici e liniște și pace. Unde e mama, Denis? Mama? S-a dus la vecina voastră, mama, fiindcă a văzut că la etaj mai arde încă lumina. Și ați avut o seară plăcută? De nedescris. Și ai avut amabilitatea să o duci departe pe bătrâna și sărmana mea mamă? Sunt necesare câteva mici precizări. În primul rând că traseul a stabilit Liubov Gheorghevna și tot ea a fost în cea mai mare parte a timpului la volan. A fost o călătorie cu peripeții, Kira Vladimirovna. Probabil că draga mea Liuba v-a arătat împrejurimile orașului nostru. Peterhof, Pavlov. Da, a făcut și asta. Din păcate, eu nu eram prea apt pentru a conduce.
Drept urmare, am fost atât eu cât și Liubov Gheorghevna, mama dumitale, la un pas de moarte. Și cum adică la un pas? N-a fost măcar un pas întreg. Din păcate, mașina mea n-a scăpat prea teafără. Și asta e cu atât mai tragic, cât foarte curând va trebui să fac o lungă călătorie. Înțeleg că v-ați hotărât să ne părăsiți atât de repede? Mâine în zori. Și cu logodnica ce este, nu se arată? Poate mai târziu. S-ar putea să moții și ea pe undeva. Ai luat totul, Volodea? Da, mamă. În camera mea acolo sus am pus două geamantane. Strictul necesar. O să vină mâine șoferul să le ia. Ești obosit? Mi-a fost ușor. Da, Denis, și tu ești aici? Așadar, părăsești această casă. Ești la curent? În linii mari. E greu să-ți povestesc, prietene. E o nebunie, să știi. Da, așa s-ar părea. Dar ca să fiu sincer, sunt fericit. Sună cam strident. E un tribut plătit adevărul. Te-am văzut cu ea. Și? Se compară ea cu Liuba? Nici vorbă. Liuba e foarte deșteaptă, în timp ce ea e foarte naivă. Trebuie să fie îndrumată îndeaproape. M-am lămurit. Nu vrei un ceai, Volodea? Par foarte obosit. Mama, e târziu, trebuie hai, să plec, dragă. Hai, bea un ceai. E o jumătate de pahar ca provizie pentru drum. Așează-te la masă. Nu, mama, e târziu, bea un picioare. Cum vrei, ceașca de adio. Da. Mama, mâine dimineață să încep să-ți adun lucrurile. Peste 3 zile vecinii ți eliberează camera. Și tu crezi că eu pot să plec de aici? Există și alte soluții? Ești doar mama mea? Te desparți de mine? Desigur. Pentru mine e foarte limpede, dragul meu. Asta e casa mea, familia mea. Și eu? Tu rămâi cu mine ca și până acum, Volodea. Am să te văd în Chira, am să te recunosc în Liuba. Și de altfel în casa asta totul vorbește despre tine. Din fericire. Privește, acum te lipsești de acest cămin, de noi toți și de tot ce ai iubit aici. Poate dragostea să compenseze toate astea. Îți mulțumesc, te iubesc mult, mamă. Mult. Cu tine, Denis, aproape că nici nu m-am văzut. N-am stat deloc de vorbă, n-am aflat nimic unul despre celălalt. Denisel, eu am aflat despre dumneata. Cât despre mine... Ce-ar fi de aflat? Chira, ne sărutăm? Las-o pe altă dată. Pa, pa. Te conduc! Nu, mamă! Flo! Doar până la tramvai! Acum... ce facem? Cum adică? De fapt... încă nu ne-am privit în ochi. Dumneata și cu mine? Mai exact. Eu cu unul ca dumneata. Nu înțeleg. Ce vrei să spui? Toți sunteți la fel. Toți. Uite, până și tatăl ăsta al meu. Voi n-aveți nimic în voi. Oricând trageți o linie peste toate. Și la urma urmei, ce reprezentați voi? Vidul? Nepăsarea? Descompunerea? Toți sunteți la fel. Hai dreptate. Toți sunt la fel. De poate că eu nu. Tu ai spus ce gândești și ai dreptate. Mie mi-e milă de mine. Dar să știi că și de tine mi-e milă. Tu nu vezi lucrurile pe de-a întregul. Asta e greșeala ta. Ești o fată bună în general, dar și puțin rea. Și nu prea ți-a mers din plin. Hai, că amândoi suntem destul de amărâți acum. Mi-ar fi plăcut să fii sora mea. Să trăim în această casă. Să te trezesc eu dimineața. Să fim nedespărțiți. Ce tot îndrugi tu acolo, aiuritule? Tu ai fi sora mea. Eu te-aș diviniza. N-aș ieși din vorba ta. Iar tu ai crede în mine.
Am trăit în veselie și fără griji. Așa îmi spunea bunica în copilărie. Trăiește, Denis! Trăiește în veselie și fără griji! O duci chiar așa de greu? Așa s-ar părea. Dar totul trece. Uite, vezi, acum parcă mi-e mai ușor. Să-l ierzi pe tata. Iubește, n-ai ce să-i faci. Eu știi, am crezut la început că e o năzbâtie de-a lui, o prostie, dar el iubește. Iubește cu adevărat. Iartă-l, fetițo. Iartă-l. Uite că vine mama ta. Mama a plecat. Niciun cuvânt despre asta. Otobosită. Trebuie să mă duc la culcare. Să nu întârzi mâine la servici. Denis, să mai vii pe la noi când vrei tu. Nu o să treacă mult și am să mai vin. Numai să nu uiți. Noapte bună. N-am să uit, Kira. Eu... Asta să însemne că fugi? Cam așa ceva. Și nu ți-ai rămas bun de la nimeni? Dacă Volodea s-a dus, e cazul să dispar și eu. Ca să vezi, pe neașteptate ai încetatea mai firună. Uite, ți-am scris câteva rânduri. Iată. A, nu. Acum nu mai are să... Crezut că cineva va veni, va bate, va aștepta la ușă și n-am să aud. Dar n-a venit nimeni. Fleacuri. Mi-au trecut prin cap tot felul de gânduri. Acum sunt foarte nefericită. Sufăr foarte mult. Dar ce o să se întâmple cu mine când n-am să mai sufăr? Când n-am să mă mai socotesc nefericită? Asta este o întrebare chinuitoare. Te-ai și înveselit? Da. Asta ploaia. Uite. Uite ce frumos tremură picăturile pe frunze. Și ce senin e cerul. S-a întors vara. Și când te gândești că acum 4 zile veneam aici, fără să știu că mă îndrept spre tine. 4 zile în care sunt comprimați ani. Te întorci la Moscova? E, probabil. Mașina merge? Merge, am verificat-o, până acolo mă ține. Trebuie să mâncăm ceva. Nu. Hai să luăm împreună micul dejun. Nu, iau eu și mie foame. Hai, stai. Tu ți-amintești ieri cu toboșarul la restaurant? Ai visat. Tot ce a fost ieri, ai visat. Bine, gata, gata, gata. Zicem că e așa și bem pentru despărțire. Volodea are aici o sticlă cu nu știu ce. Îi plăcea foarte mult licoarea asta și o consuma cu păhărele foarte mici. Așa că ne-a rămas destul. Acum o lichidăm ca să-i facem în necaz. Te iubesc. E foarte plăcut să auzi asemenea vorbe. Totdeauna ai plăcut. Chiar când sunt spuse într-un moment nepotrivit. Să bem mai bine. Hai. Hai să punem niște muzică. Hai. Tu vezi ce noroc că n-am dat de ceva trist? Hei, potolește. Trezești toată casa. Lasă-mă în pace. Eu am acest drept. E prima zi din viața mea nouă. Să bem. Mă, dacă tot am apucat-o pe drumul ăsta. Uite ce muzică tâmpită. Aveam atunci 22 de ani. Atât aveam în anul acela memorabil. Când l-au adus la sfârșitul unei nopți de vară în zori la clinica noastră. Îți amintești? Am fost acolo aseară.
El era pe moarte și deodată s-a întâmplat ceva incredibil. Ceva ce contrazice legile naturii. Până în noaptea aceea eu nu operasem niciodată. Asistam doar. Și uite că a venit momentul. El trebuia să fie primul. Am uitat la el cum se lupta cu durerea și abia perceptibil a spus să facem cunoștință. Pe mine mă cheamă Volodea. El chema Volodea și în clipa aceea l-am îndrăgit. Înțelegi, Denis? Și tot în clipa aceea mă temeam de un singur lucru, să nu-mi tremure mâinile. Cum am reușit să-l salvez, nu știu nici azi, nu-mi dau seama. A fost o intervenție neobișnuită, de-a dreptul nebunească. Să mă fi ajutat puterea pe care mi-o insufla dragostea. Parcă aș fi fost vrăjită, crede-mă. Totul s-a desfășurat împotriva prescripțiilor, împotriva rațiunii. Și după aceea a revenit la viață și mi-am dat seama că el va trăi. Pentru mine nu mai exista pe lume ființă mai dragă. El era acum o creație a mâinilor mele. Era opera mea. Nu exista pentru mine ființă mai dragă. Dar și el, acolo la primele noastre plimbări în grădina spitalului, el îmi spunea că el îmi aparține mie pentru totdeauna și că în asta consta fericirea lui. Ce ne mai bucuram? Cum glumeam, cum râdeam. Parcă eram niște copii lăsați să zburde în voie. El împlinise deja 23 de ani și era bun, era deștept, era tandru, intransigent, era timid și frumos. Foarte frumos. Toate călătoriile noastre dădeam tot felul de porecle caragioase munților, apelor. Pe urmă, când a plecat fără mine, îmi aducea de peste tot câte ceva. Era un fleac danostin. Cea de-a 10 aniversare a nunții, am cântat toată noaptea, am luat tot felul de versuri de Lermontov, de Pușkin și căutam melodii care să li se potrivească. A fost... Nu, de fapt, eu cântam, că el se extazia, ascultându-mă. Și așa urma să trăim noi fericiți până la ultima suflare. Cum a dispărut, a plecat, totul s-a destrămat. Ce absurditate! Știi, cuvântul ăsta mi se pare că exprimă foarte precis situația în care... Probabil că așa trebuia să se întâmple. El muncea prea mult. Muncă. Nu e bine. Nici asta nu e bine. Că omul uită de culorile zilei, de zi, de noapte, de sine, de toți ai lui. Și când din întâmplare întâlnește un alt om, își pierde mințile, îl cuprinde amețeala și nu mai știe de nimic. Asta este. Probabil că așa s-a întâmplat și cu Volodea când a întâlnit-o pe jenica lui. El a întâlnit-o și a uitat de el, de noi toți. A uitat că nu are acest drept. Nu. Ba, are. Nu, eu nu pot să mă împac cu asta. El are. Omul are dreptul să iubească. Dacă este cu adevărat bogat, sufletește. Are din ce dăruiși unui nou venit. Am dreptate, Denis. Ce păcat. Dar păcat că nu mai e Volodea. E păcat că am rămas fără Volodea. El a fost tot timpul lângă mine și tocmai acum când să-i spun... Ce absurditate! Eu puteam să-l oblig ca să nu plece de acasă, dar cum? Cum? Când el e creația mea, eu i-am redat viața nu pentru ca să nu poată face ce vrea cu ea. Eu l-am născut
ca să fie fericit. He, va fi el fericit. Liuba, nu mai vreau. Nu mai vreau. Vreau să trăiesc altfel. Am învățat ceva de la tine. Să fiu generos în iubire. Nu, tu să ai grijă cum conduci. Am să rămân întreg, îți promit. Am să rămân întreg. Numai să ai răbdare, Liuba. Să ai răbdare, Liuba. Ați ascultat Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucea Sturza Bulandra din București. Distribuția a fost următoarea: Liuba, Gina Patrichi; Sofia, Ileana Predescu, artistă emerită; Volodea, Ion Besoiu; Kira, Mariana Buriană; Surochka, Zoe Muscan; Denis, Ion Caramitru; Așenca, Mihaela Gagiu; Jenichka, Mirela Gorea; Toboșarul, Dan Bobe; Cântă, Liana Lungu; Asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban; Regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Cuican.